Acum despre excrocherii. A apărut o nouă excrocherie care reușește să-i lase fără bani pe români. În Iași a apărut metoda pachetul de la rude. Mai exact, hoții bat la ușile oamenilor, le spun că au primit pachete sau bani de la rude din străinătate și se dau drept comisionari ca să livreze pachetul. Excrocii cer bani sau bunuri. Poliția trage un semnal de alarmă și sfătuiește pe oameni să fie mult mai prudenți atunci când o persoană necunoscută le face astfel de favoruri. De asemenea, metoda SMS-urilor câștigătoare reușește și acum să-i păcălească pe oameni. Escrocii trimit mesaje prin care anunță câștiguri colosale, iar pentru a intra în posesia banilor, oamenii sunt puși să vireze sume de bani în anumite conturi. Așadar, această nouă metodă, pachetul de la rude, a avut succes în Iași până au intrat pe fir polițiștii. Da, eu am o idee. Da. Ar trebui să se însușească, să facă un CSAT, totul să ridice povestea asta cu pachetul de la rude la nivel de amenințare la securitatea națională. Păi atâta timp cât pachetul nu e dus de președintele Camerei Deputaților, de ăștia care lider, sunt tot tăvăliți în fiecare zi, n-are niciun rost să... N-are rost să intre în CSAT. Doamna Helen Șipoș, comisar șef IGPR, Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, este în direct prin telefon cu noi. Bună ziua, doamna Șipoș! Bună ziua dumneavoastră și celor care ne urmăresc! Ce ne puteți spune despre această nouă metodă și despre metodele de a fura oamenii în general apărute în România? Suntem destul de inventivi, nu? Adică tot timpul aceștia vin cu o nouă și o nouă metodă. Așa este, din păcate, așa cum obișnuiesc să spun și cu alte ocazie, cu alte ocazii, infractorul este de meserie infractor, deci pentru el completarea actului infracțional nu este un moft, nu este un hobby. Și tocmai din acest motiv speculează contextul socioeconomic, speculează informațiile pe care, din păcate, uneori victima le furnizează de bună voie.